Vroiam sau voiam? Pentru că foarte mulți dintre noi greșim în exprimare, Dexul de pe stradă vine cu explicația care este forma corectă și de ce mulți folosesc forma greșită a verbului din următoarea capcană lexicală. Vroiam sau voiam? Cum scriem și cum ne exprimăm corect? Voiam. A vrea, de la cuvântul a vrea vine. Vroiam. Nu voiam. Voiam, noi suntem altă. Vroiam? Voiam. Exact. Vroiam. Voiam, probabil. Vroiam, mă cine. Vroiam. 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 Voiam. Foarte des auzim propoziții de genul vroiam să ajung până în parc sau ce vroiai să-mi spui ieri? Cu toate că aceste fraze par corecte, trebuie să știți că nu sunt. Auzim de multe ori această formă greșită, însă e bine să știm că expresia vroiam este de fapt o invenție pur românească, care a apărut din contopirea a două verbe, a vrea și a voi, și este doar o formă în limbajul românesc, care nu există în dicționarul limbii române. Iată câteva propoziții în care verbul a voi este întrebuințat corect. Ei voiau cu orice preț să fie prezenți la cină. Eu voiam să-i spun tot ce simt, dar nu mi-a dat ocazia. Nu voiam să mai participăm la un asemenea experiment. Și nu uitați, nu e niciodată prea târziu pentru a învăța.